La început sunt etapele alea. Lasă, bă, lasă, că recuperăm săptămâna viitoare. Păi da, lasă, că după aia avem la noi acasă. Lasă că mai e returul. Lasă că facem pregătire bună. Lasă că mai aducem și noi vreo 2-3 cadavre. E, faza aia cu lasă că a trecut. În play-out suntem în etapele în care dacă ai pierdut contra unui adversar direct la retrogradare, gata. Mua, papuiu. E, lasă că ne vedem în B. Nu e bine, tată, nu e bine deloc. Viața unor cluburi, e clar, se decide în aceste zile. Exact un astfel de meci este la Timișoara. Poli, Gazmetan. Dacă Poli bate, egalează gazul, le oprește butelia găzarilor, îi debranșează. 22 de puncte are acum Poli, 25 are gazul. E un meci de totul sau nimic pentru Poli. Meciul campionatului. După minunea de anul trecut, când Nea Popic a reușit să salveze echipa plecată de la minus 16 puncte, acum bănățenii sunt din nou în infer. Și știți cum e, nu poți să te întrebi cine joacă mai bine sau chestii de-astea. Ai ajuns unde ai ajuns, e clar că nu joci bine. Cu inima, cum zic mulți, se câștigă astfel de meciuri. Deși, să știți că și o pereche de plămâni buni ajută. Să luăm un pic bărțin. Lucrurile sunt clare însă dacă bate gazul. Se duce la 6 puncte de Poli și cam aia a fost. În astfel de meciuri, în ultimele etape, totul devine confuz. Totul e o luptă oarbă, surdă, mută, cum vreți. Poli cu Neaga suplinitor, cu Șunda cu licență și cu Nea Piții cu bateria de la telefon încărcată, pare că dă semne de viață. Cum mai mișcă ea prin filme cât un deget, așa, după ce a trecut camionul peste ei. Violeții au două victorii în ultimele două meciuri acasă, dar niciun meci acasă nu se aseamănă cu alt meci acasă. Asta așa, din setul de maxime răsuflate despre orice și despre nimic, dar care aplicate la fotbalul nostru, merg. Ce să o mai lungim? E lupta de final mai a la Tarantino, așa, adică e posibil să o mierlească toți. Și ce dacă? Să rămână campionatul în 8 echipe, să se joace în 2 luni. În noiembrie, când vine frigul, noi știm campioana. Ah, dacă ar fi și puțin fotbal... Dar lasă, domne, ce dacă n-avem fotbal? Noi avem umor. Uite, Rică Neaga zice, mai sunt 4 etape, vrem 12 puncte. Pe bune cu metre? Ce te face să spui asta? Aveți 30 de puncte în ultimele 10 etape? Sau ai zis-o așa, mama, vreau 12 puncte. Dar un griș cu lapte nu crezi că te coafează? Pe bune, cum să o arunci așa? Mai sunt 4 etape, noi vrem 12 puncte. Dar de unde vii tu, Coco? Și ea zi, acu, vii de la Sfântul Gheorghe, nu? Și cât a fost scorul acolo? 3-0 pentru ăia. Păi bine că, uite, n-o dispărut Gazmetan și hai să zicem, dacă tu ai dispărea, Păunescu, e o poezie frumoasă, cântată de Alifantis. Dacă tu ai dispărea într-o noapte oarecare, dulcea mea, amara mea, aș pleca nebun pe mare, cu un sac întreg de lut și o spinare de nuiele, să te fac de la început cu puterea mâinii mele. Alo, domnul Pusta, e cu picioarele brea acelea, nu cu puterea mâinii. Hai, mă, Nea Cristi, bagă și un Eminescu, ceva clasic. Cu românii te scoți la conferințele de presă, dar de la retrogradare, dacă e să scapi, o să o faci cu capital uman de import. Rondon n-a mai dat gol de 2 runde, dar e singurul care știe unde-i poarta, care se pricepe să înțepe o minge fără să o spargă. Se pare că în zilele noastre trebuie să-ți iei atacant din insulele Capului Verde ca să mai poți da un gol cu Dovleacu. Zici că ai noștri sunt toți veniți din insulele Capului Sec, pe bune. Pe mie să-mi dai un tratament să pot fuma, să pot bea, să pot cânta, să pot dansa. Da, un tratament ăsta care să te ajute să joci fotbal o exista? Trebuie să existe, că uite, prin alte părți reziști și 120 de minute fără să adormi. Te entuziasmează și cât un 0-0. Numai la noi te ia somnul și când face doar Dinamo București Sanchi, spectacol cu al de Concordia Chiajna. Dana, poate că avem nevoie de doctori, nu de profesori de matematică, că ajung băieții paralel cu fenomenul. Vă dați seama ce ironie, domne. Să fugi de școală și să te retragi în fotbal, iar la echipă să dai peste unul care spune formule pe tabla din vestiar și îți recită volume de poezii din care n-a ieșit nici măcar vreo manea, măi, de Doamne ajută. Bă, tu mă sperii cu atâta cultură. Da, Timișoara Media și e un meci în care cei mai mulți jucători
trebuie să dea tot. Să dea tot ce s-a încasat din salarii, că primele au fost rare și date mai mult pe caiet, și să intre într-o formă de-asta de protecție socială, cu condiția să nu se mai apropie de un teren de fotbal. Da, păi dacă ți-a 9 luni să naști un gol, poate că ar trebui să stai 2 ani acasă pe banii statului, nu?